Andrei, mulțumesc pentru interviu. Prima întrebare, cum a început gimnastica? Mulțumesc în primul rând că facem acest interviu. Am început-o de la grădiniță, de când eram micuț. Un bilețel care antrenorii făceau diferite selecții pentru mai multe sporturi și așa s-au legat lucrurile că bilețelul norocos pentru mine a fost cel de gimnastică care a fost singurul pe care l-am dus acasă și se pare că a fost cel câștigător până la urmă și de acolo a pornit tot acest drum ce înseamnă gimnastică și ce înseamnă sportul pentru mine, pentru că a fost primul contact cu adevărat pentru un sport. Am mai avut diferite activități la școală de fotbal, de atletism, de mai multe sporturi, dar gimnastica e singurul care s-a și legat. Și bilețelul a fost ales de tine sau a fost aleator așa? Adică... A fost oarecum ales de mine, pentru că l-am primit de la grădiniță și oarecum eu l-am ales să-l duc acasă la părinți, pentru că nu știam exact despre ce e vorba, dar... Până la urmă se pare, cum am mai spus, că a fost cel câștigător și s-au întâmplat lucrurile foarte bine pentru mine, zic eu. Ce ziceau părinții când le ziceai de gimnastică? Păi, în primul rând, eram foarte activ acasă și mai mult ca sigur s-au gândit că e o variantă și o metodă bună de a-mi folosi toată această energie și toată această energie și abilitate, poate. De că eu săream prin pat, făceam diferite rostogoliri. Și așa a zis că e mai bine cu siguranță să mă duc la un sport, să-mi consum toată energia și să fiu poate mai liniștit când vin acasă. Și cum a fost în primele zile în sala de gimnastică? A fost interesant. Țin minte că erau foarte mulți copii în sala de gimnastică, antrenori la fel. Era activitate continuă acolo și m-am bucurat oarecum să interacționez cu așa mai multe persoane și mai mulți copii. În același timp era o oarecare teamă pentru că era ceva nou pentru mine, dar a fost un sentiment plăcut și interesant în același timp. Și când ai început serios? Adică să știi că bă, gimnastica e drumul meu, să spui chestia asta. Serios pot spune că am început undeva... Am început cu competițiile de la club pe la vreo 7 ani, cam așa. Nu știu dacă a început cu adevărat gimnastica serioasă acolo, pentru că nu realizam atât de mult, dar țin minte că atunci am început cu competițiile și am început să văd ce înseamnă să concurez într-o sală adevărată de gimnastică cu arbitri, cu note, cu tot ce înseamnă atmosfera asta de competiție, dar cu adevărat pot spune că undeva la junior, la 14-15 ani, am început gimnastica adevărată, unde am început să concurez și afară cu alte națiuni, cu alți sportivi din alte țări și am simțit cu adevărat ce înseamnă competiție internațională și concurență cât mai mare. Ce a însemnat pentru tine să participi la Jocurile Olimpice de la Rio în 2016, că ai fost acolo, ai văzut ce înseamnă concursul ăsta olimpic pentru tine și pentru un gimnast? Pentru mine, da. Cred că pentru fiecare sportiv este o realizare foarte mare să ajungi la cea mai importantă competiție, așa o văd eu, cea mai importantă competiție pentru un sportiv de performanță. În primul rând este o dată la 4 ani, este o competiție la care nu ajunge oricine, adică ajung doar cei mai buni și tot procesul ăsta de 4 ani pentru Jocurile Olimpice e un proces complex în care necesită foarte multe sacrificii, foarte multă muncă și... E greu să ai constanță în primul rând, dar eu mă bucur că am reușit să ajung, să văd ce înseamnă această competiție, să mă bucur de Jocurile Olimpice și cu siguranță mi-a dat o motivație în plus pentru celelalte competiții ce au urmat. Ce ai simțit că e diferit față de celelalte competiții? Că ai fost și la mondiale, la europene, la... În primul rând, satul olimpic este diferit. Este singura competiție unde toți sportivii și antrenorii stăm în același sat olimpic. Este o atmosferă incredibilă să știi că toți sportivii de top stăm toți în același loc, putem să-i urmărim și pe ceilalți sportivi de top de la alte competiții să vedem cum concurează și este o energie foarte pozitivă și foarte bună cu care te încarci. Ai rămas cu, că tot ziceai că tu sunteți toți la un loc, la oaltă, ai rămas cu, nu știu, cu o idee de la un sportiv mare, nu știu, de la Rio? Ți-a rămas ceva în minte, nu știu, poate o evoluție sau modul în care trăiește un sportiv de top, poate din alte sporturi care sunt mult mai mediatizate?
Țin minte că, deci în satul olimpic am văzut foarte multe, foarte mulți sportivi de top și pe care chiar îi apreciez pentru că știu ce înseamnă sportul, știu ce înseamnă munca din, din spatele acestui, oricărui sport până la urmă, dar îl urmăream pe Usain Bolt și mi-am dorit tare mult să ajung inclusiv la, nu doar la competiție, și la antrenament. Și am avut ocazia să-l văd inclusiv la antrenament, cum se antrena înainte de, de o competiție. Și ulterior am, am avut ocazia să-l văd și în competiție și mi-a plăcut determinarea și devotamentul cu care, cu care se antrena și pe urmă cu care a concurat. Și cu siguranță asta îi trebuie fiecărui sportiv, să, să fie hotărât, să fie devotat în ceea ce face și rezultatele cu siguranță vor apărea pe urmă. Revenind la, la gimnastică, spuneai de sacrificii, ce înseamnă ciclul ăsta de 4 ani? Explică-ne puțin în cantitate de muncă, de sacrificii pe care trebuie să le faceți. Nu știu dacă e vorba de cantitate, e vorba de foarte multă muncă zilnică pe care o faci și trebuie să fii în totalitate în sală, în totalitate inclusiv afară. Tot ce înseamnă și viața extra trebuie să fie focusată oarecum în direcția asta, pentru că orice faci și în afară poate să, să dea rezultate în sală, negativ sau pozitiv, depinde cum vezi tu lucrurile. Când vorbim de sacrificii, cred că până la urmă sunt sacrificii, dar în același timp sunt lucruri pe care ți le dorești să le faci ca și, ca și sportiv și atunci cred că lucrurile sunt puțin mai ușoare. Mie îmi place ceea ce fac, cred că de asta am și ajuns până, am ajuns până unde am ajuns și în continuare îmi doresc ca tot ceea ce fac să fac la un nivel foarte înalt și să tot ce pot eu să ofer, să ofer la maxim. Cum a fost senzația când ai reușit să te califici pentru jocurile de la, de la Paris anul trecut? A fost un drum foarte greu până să mă calific, cu destul de multe probleme de sănătate, peste care am reușit să trec împreună cu, cu tot ce înseamnă stafful de lângă mine, cu tot ce înseamnă familie, tot ce înseamnă prieteni care chiar mereu mi-au fost alături și m-au susținut pentru că au știut că pot, am știut și eu că pot, dar de multe ori sunt momente în care simți că e greu, simți că lucrurile se devin din ce în ce mai greu și atunci e nevoie de sprijinul celor din jur și cu atât mai mult satisfacția a fost mai mare pentru că am reușit după tot drumul acesta și după tot parcursul ăsta greu să reușesc să mă calific. A fost un obiectiv pe care mi l-am pus de la începutul anului, am zis că nu vreau să închei anul 2023 fără o calificare la Jocurile Olimpice și se pare că toată energia asta pusă în direcția aia a ajuns până la urmă să, să fie triumfătoare. Ce îți propui la Paris? La Paris îmi propun să mă bucur de competiție, să mă bucur în continuare că sunt între cei mai buni sportivi din întreaga lume. Voi încerca să mă duc relaxat, dar în același timp focusat și concentrat pe ceea ce trebuie să fac. Și tot ce îmi doresc este până acolo să ajung într-o formă cât mai bună, să rămân sănătos și să fac competiția așa cum îmi doresc. Și cu siguranță rezultatele vor apărea aici, în cap, totul este pregătit, așa că drumul meu se duce în direcția aceea. Ce înseamnă pregătirea de acum până la Paris, așa, în pași? Cam ce urmează de acum pentru tine? Sau poți să ne spui și inclusiv o zi din programul tău de pregătire, adică ce cam... S-a schimbat puțin, s-au schimbat lucrurile pentru că obișnuiam să fac 6 aparate. Acum încerc să mă axez mai mult pe paralel, să pun mai mult focus pe paralel. În continuare mă voi antrena pe celelalte aparate pentru a menține corpul într-o formă bună, dar focusul principal va fi spre paralel. Totul mă gândesc să fac la maxim, totul mă gândesc să fac așa cum trebuie pentru a ajunge într-o formă cât mai bună și sunt doar 8 luni de zile, așa că sunt conștient că nu am absolut nimic de pierdut, așa că voi încerca să fac totul cât pot eu de bine. Referitor la gimnastică în general, din păcate România a înregistrat o scădere în ultimii ani. La începutul anilor 2000 eram sus de tot și la fete și la băieți eram tot așa în medalii. Acum, tu cum vezi situația de acum, având în vedere că se discută destul de mult? Da, într-adevăr, gimnastica a decăzut destul de mult în ultima perioadă, dar sper și observ că anumite lucruri încep să se schimbe. Ușor, ușor, cred că lucrurile se vor schimba pentru că nimănui nu-i place să fie la un nivel scăzut în ceea ce face și atunci cred că oamenii care sunt competenți în ceea ce fac ușor, ușor vor încerca să schimbe lucrurile și gimnastica să
să crească din nou, să ajungem la un nivel unde am mai fost cândva, dar asta sunt conștient că necesită foarte mult timp și eu cred că în viitorul, poate nu chiar apropiat, dar în viitor sper ca lucrurile să se schimbe și ușor, ușor gimnastica să revină la nivelul la care am fost obișnuiți. Tu ai fost deja, ești finalist, cred că locul 6, dacă nu mă înșel, la Tokyo, nu? La Rio. Ai vreun țel pentru restul carierei tale, pentru Jocurile Olimpice de la Paris? Să poate obține o medalie? Cu siguranță se poate, cu siguranță sunt șanse, încerc să fiu și realist, dar cum am mai spus, vreau să mă bucur de tot acest proces, de tot acest drum până la Paris, inclusiv la competiții, la Jocurile Olimpice, dar știu că tot ce ține de mine voi face cât pot eu mai bine și vreau să termin această competiție cu capul sus, să știu că am dat tot ce am avut mai bun din mine și să fiu mândru de tot ce înseamnă această realizare. Andrei, mulțumesc și mult succes!